În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Egina, cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. B. Mic, caracterul celui care este rob din punct de vedere moral. Caracterul celui rob din punct de vedere moral este definit de iubirea față de legea păcatului, de dependența morală față de patimi, de robie morală, de răutate, de nelegiuire, îngânfare, mândrie, nerușinare, lașetate, neobrăzare, lipsă de bărbăție, ratare, umilință, lipsă de evlavie, nedreptate, minciună, necugetare și de toate celelalte răutăți care luptă împotriva omului și îl întinează. Cel care nu este liber moral nimicește chipul pe care l-a primit de la Dumnezeu și, ca om aflat într-o poziție de cinste, se aseamănă celor fără de minte, se necinstește, se pângărește și se pervertește. Cel lipsit de libertate morală este cu adevărat în afara libertății, de vreme ce este rob al patimilor și poftelor sale, căci dacă dependența morală este robie morală și robia morală înseamnă lipsă de libertate, atunci urmează că cel lipsit de libertate morală nu este cu adevărat liber, ci e rob al legii păcatului, neputincios să facă ceva pentru un bine care este dictat de voia omului lăuntric. Despre această robie, Apostolul Pavel afirmă: „Au nu știți că celui ce vă dați spre ascultare, robi, sunteți robi aceluia căruia vă supuneți?” Romani 6:16. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „A cădea și a ceda patimilor este cea mai gravă robie, după cum, fără îndoială, singura libertate posibilă constă în a putea fi stăpân asupra lor. Cel lipsit de libertate morală întruchipează o beată stare de decădere morală. Etosul lui este cu totul jalnic. Înfățișarea inspiră doar repulsie. Atitudinea îi este irreverențioasă. Chipul are trăsăturile sufletului său stricat. Patimile sufletului s-au imprimat pe toată fața lui în culori grăitoare. Întreaga înfățișare de mărturie despre calitatea modului său de viață. De pe chipul lui lipsește orice ar putea fi duhovnicesc. Mintea îi se desfată cu preocupări mărunte și josnice. Idealul lui este deșertăciunea. Inima sa caută desfătarea. Liberul lui arbitru s-a îndreptat spre rău și pururea nu alege decât răul. Mintea, întunecată de bezna păcatului, rătăcește în propriile cugetări, născând gânduri stricate. Cuvintele îi sunt pline de nesebuință, iar faptele necugetate. Slujind patimile, socotește în sinea lui că este liber, deși este departe de libertate, și își bate joc de cei cu adevărat liberi moral. Fără rușine și înfrânare, se avântă în orice nerușinare, încalcă autoritatea oricărei legi morale și îl tăgăduiește pe legiuitorul ei, pe Dumnezeu. Cel lipsit de libertate morală are un caracter, un cuget josnic, dorințe mizere și pofte lipsite de cuvioșenie. Inima lui cugetă la cele fără de rușine. Înfumurarea, aroganța și mândria îl stăpânesc. Egoismul domnește în el, pe toate le face în scopul desfătării și al plăcerii. Cel care nu este liber moral, fiindcă n-a priceput că a fost înzestrat cu liber arbitru spre a ajunge liber din perspectivă morală și spre a domni și a stăpâni asupra tuturor, s-a aruncat pe sine în slujba tiraniei patimelor și a ajuns rob al tuturor. Spus a psalmistul despre cel ce nu e liber: „Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dubitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor.” Psalmul 48:12. Sărmanul om, ce răspuns va putea da atunci când se va arăta
în fața Dumnezeiescului Creator, purtând un asemenea chip moral, cum va putea suferi mustrarea Dumnezeiescului său Creator? O, cât de mare este diferența dintre acestea! Câtă este frumusețea adevăratei libertăți morale și cât de mare este urăciunea celei cu nume mincinos! Pe ce culmi îl înalță cea de întâi și în ce abisuri îl coboară pe om cea din urmă? Câte bunătăți aduce cea de întâi, tot atâtea rele atrage cea din urmă! Cât de mare este slava uneia și cât de multă este lipsa de slavă și de cinste a celeilalte! Cât de mult îl aseamănă cu Dumnezeu cea de întâi și cât de mult pervertește cea de-a doua frumusețea chipului dumnezeiesc din om. Cât de mult îl apropie cea de întâi pe om de Dumnezeu și cât de mult îl îndepărtează cea de-a doua. Așadar, pentru toate acestea, cel care vrea să se păstreze pe sine liber, să cerceteze dispozițiile care îi dictează faptele, să cântărească impulsurile, să afle care le sunt resorturile ce le pun în mișcare, să-și ațintească privirea asupra caracterului lor, să supună întrebărilor pe omul lăuntric și dacă omul lăuntric își dă acordul, atunci voința îi este liberă. Dar dacă nu își dă acordul, atunci voința este aservită patimilor. În puterea noastră se află libertatea și servitutea, focul și apa, viața și moartea. Despre faptul că libertatea și robia depind de liberul nostru arbitru, spune și Dumnezeiescul Grigorie Teologul. Trebuie să știm că și a voi și a acționa stă în puterea noastră și că prin faptul de a voi și de a acționa, îl câștigăm pe Dumnezeu de partea noastră. Iar dacă îl câștigăm de partea noastră, vom putea duce lucrurile la bun sfârșit. Să ne ridicăm așadar, fraților, și să arătăm toată râvna pentru mântuirea sufletului nostru, ca nevoindu-ne aici pentru o scurtă vreme, să ne desfătăm de bunătățile cele nemuritoare, în veacul cel neîmbătrânitor și veșnic. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele nostru Nectarie din Eghina, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.